Salutare și bine te-am regăsit! Astăzi am pentru tine 3 brandiuri de herez, așa că rămâi cu mine până la final! Brandiul de herez este o băutură distinsă și fascinantă, produsă în regiunea Jerez de la frontera din Spania, faimoasă pentru vinurile și bodegaurile de sherry. Maturarea distilatului în aceste tipuri de butoaie sherry îi conferă o serie de arome și caracteristici unice, precum notele de nucă, fructe confiate și influențele subtile de condimente și vanilie. Primul brandy pe care vreau să ți-l prezint se numește Conde Osborne, un brandy spectaculos ce începe cu selecția atentă a vinurilor, urmate de distilarea și maturarea acestora în butoaie de tipul Pedro Jimenez Sherry din sistemul unic Solera. Rezultatul este acest brandy armonios de culoarea chihlimbarului ce surprinde simțurile prin arome de smochine, alune, fructe bine coapte și condimente. Prețul este 170,50 lei. Cel de-al doilea brandy se numește Lepanto Solera Gran Reserva 12 ani. Din vie și până în pahar, fiecare etapă de producție șlefuiește lent și cu migdală identitatea acestei băuturi pur savuroase, astfel că la final gustul etalat de acest Lepanto oferă o experiență a degustării cu totul aparte. Gustul este complex și elegant, definit de nuanțe unctuoase, fructe de pădure, condimente și lemn. Prețul este 156,25 lei. Am lăsat la final un brandy spectaculos ce se numește Grand Duc d'Alba. Descris ca o revelație a simțurilor, Grand Duc d'Alba este creat pe o bază ce împletește vinuri albe Palomino și airene deosebit de fructate, maturate până ating perfecțiunea. Gustul este excepțional, cu arome intense de zahăr ars, vanilie și fructe confiate. Prețul este 166,95 lei. Acestea au fost cele 3 brandiuri de Jerez pentru tine astăzi. Le găsești bineînțeles aici la Alpha Drink și pe alphadrink.ro. Până data viitoare să ai parte de brandiuri bune și numai bine. Te-am pupat! Cheers! Bye!